dragi prieteni, astăzi o să vă arăt ziua 3 în Albania. Numai ce ne-am oprit cu caterul și am venit la un mar și mă scaldam. Și m-am scaldat și am uitat să mă dezmachez ieri și m-am făcut plină de negru. Și nu se șterge. Deci noi ne-am pregătit și plecăm. Noi acum așteptăm caterul ca să ne ducă până la mar. Iată, în zonă. Și de acolo să plecăm, cred că acasă sau să mâncăm undeva. Vedem. Acolo este caterul nostru și plecăm spre el. Noi deja suntem în cater și trebuie să ajungem acolo. Hai deja, am ajuns și trebuie să plecăm până acasă de jos. Dar eu nu vreau. Deci, prieteni, noi deja am ajuns acasă, de fapt de mai mult timp. Am fost și la un magazin și mi-am cumpărat un chipiu. Uitați-vă în ce hal eu arăt. Acum așa să ne dezmachez și de revin. Deci, numai ce, de fapt nu numai ce, dar acum o oră m-am trezit, n-am putut să merg încă. Dormeam, iarăși am dormit 4 ore, 3 jumate, undeva așa. După ce am mâncat direct, m-am lăsat în pat și am adormit foarte repede. Și acum și ne ducem cu verișorii și cu părinții mei să cumpărăm niște mituri, frecărui și să ne ducem pe jos. Deci, apropo, eu am făcut o, cum să spun, o gașcă, se numește Gașca Show, doar că, nu știu, peste o lună, două, trei, nu știu când, noi vom schimba numele, de exemplu Black and White sau mai multe chestii, o să ne gândim și acolo am postat un vlog cum m-am dus spre Albania și am făcut o oprire în Bulgaria și am arătat cum a fost, dacă vreți să vă uitați. Căutați Gașca Show și acolo va fi vlogul. Acolo am făcut un vlog cu prietena mea, adică ea în Moldova și eu în Albania, în Bulgaria. Așa că este foarte interesant să vă uitați, este foarte scurt și să nu uitați să dați follow mie și Gașca Show. Deci acum mi-am făcut așa un machiaj. Mi-am pus un pic de blush, dar de fapt este blush natural. M-am vopsit genele și mi-am pus astea sclipici. Am ales o geantă foarte frumoasă. Deci, outfit of the day. Așa, geanta, bandana, shorts și un tricou. Și noi cu verișoara ne-am cumpărat la fel bandane. Da. Deci, noi acum și ne pornim. Noi cu toți verișoara am cumpărat bandane. Așa, Camila și la de la Yes, cred că. Sau de la Prada. Deci la mine verișoara e foarte nebunatică. Arată, așa. Noi ne pornim. Ce l-ai spus, mama? Salute tuti! Noi acum plecăm. Unde plecăm? Să vizităm shopping. Să vizităm la shopping. Mama în acest a jucat la un fel de tir și am câștigat un fel de caracati care schimbă mutra. Cred că mulți știu de asta. Foarte super. Mama e foarte bravă. Am împușcat 10 sticle, da. La rând. La rând. Aici.
Deci, acum nu știu ce s-a întâmplat, dar s-a stins lumina. Și nicăieri nu este lumina. Iată, nici la magazine nu este lumina. E foarte super, e foarte interesant. Deci, noi ne-am luat o înghețată, foarte bună. Și plecăm, nu știu, spre casă, cred că, sau... Nu mai plimbăm, vedem. Deci, luminele, în sfârșit, s-au aprins. Deci am venit la un magazin să luăm niște carne și când am venit era stânsă și ne-am uitat să alegem carne și fix când am venit s-a aprins lumina. Deci acum am cumpărat toate miturile și acum plecăm acasă. Deci eu mi-am cumpărat ochelari și m-am observat că toate sunt albe și șorțe și ochelare și bandana. Deja am ajuns acasă. Și acum să pregătim mâncarea. Acolo tații gătesc părigărui. Dar eu mă duc să aduc apă de la mine de casă. Și plecăm să ajutăm mamele sau să stăm acasă, afară, vedem. Deci, vreau să vă propun să veniți, iată, aici în Albania. Este foarte, foarte frumos. Foarte bine, mai ales la Vila Belagia, Belale, ceva de genul. O să vă las în descriere sau aici. Dar unii cuminesc că drumurile sunt scurte și trecerea de pietoni nu este. Adică poți trece așa, pur și simplu puteți intra de stânga și treci. Și drumurile sunt foarte, foarte mici, adică trebuie să meargă o mașină din partea dreaptă și din partea stângă altă mașină, deci e greu, dar e foarte, foarte frumos. Deci, până acum ne-am jucat cu niște fete care aici sunt din Albania și am vorbit în engleză. Și acum mâncăm. Cam atât a fost pentru vlogul de astăzi. Sper că v-am plăcut, pa, pa. Și apropo, nu am putut să filmez fiindcă eram foarte obosită, că ne-am culcat târziu. Vă pup!